Dragi prieteni, așa arată un eveniment. Cu toții inițiații ale folclorului brăilean, dar și românesc, am primit o lecție despre devotament, despre jertfelnicie de 50 de ani, este în slujba cântecului popular românesc, din zona Câmpiei Dunării, de la Galați, Brăila până spre Vâlcea, culegând, cântând, rostuind, șlefuind, aruncând gudroanele ce e rău, ce este, știu eu, de mâna a doua, cum s-ar zice, în corpul nostru, păstrând doar ceea ce este pur și temeinic. Iată un destin, un om exemplar, care ar trebui să ne fie exemplu de urmat la locurile noastre, fiecare în școala lui, în satul lui, cu copiii lui, căutând mereu să învețe pe copii să ajungă la izvoare, nu pe traseul manelelor, ci în sensul pur și vechi și pur și curat al cântecului. Doamna directoare primește din partea mea felicitări pentru ideea de a iniția această conferință în vremuri nu chiar ușoare de pandemie. Vă mulțumesc că v-ați consumat o parte a zilei venind la acest eveniment, cu speranța că plecați mai bogați și mai frumoși înapoi. Un gând bun tuturor! Domnule profesor, vă rog! Vă mulțumesc pentru prezență, pentru interes. Mă iertați că am fost poate puțin prolific, sau cum se cheamă, mai extins la discurs, dar ca orice profesor universitar, e un defect de, mă rog, greu de evitat. E un har atunci. Eu așa o numesc, dar uneori se întâmplă să fiu receptat, să fim receptați și invers de către unii care nu au interesul și nici trebuie să aibă toată lumea același interes. Dar sper că am putut ajunge la sufletele dumneavoastră, că asta ne-am dorit, și cu informația, dar și cu tot ce am dat de auzire sau ascultare, pentru că ceea ce ați ascultat n-a făcut nimeni. Aceste cântece nu cred că l-ați auzit în interpretarea altcuiva. Și toate cele 622 de creații sunt de aceeași factură, necântate. Și am vrut să le fac imagistic, să le realizez, ca să fie mai accesibile și să mai avem un plus de spectaculozitate, dacă vreți, în receptarea acestor materiale în comparație cu simpla variantă audio, care se află aici, în această ediție Princeps, dacă o pot numi așa, chiar așa și este. Este prima ediție a antologiei, care cuprinde doar piese vocale și nu toate, care se află la Smithsonian Institute, în Marele Muzeu Mondial de la Washington. Și a fost dăruită de către mine personal, un șef de state cu care am avut posibilitatea să am contacte profesionale, am fost ambasador de la rândul. Și atunci am luat și câte o antologie și le-am dat. Ce puteam mai frumos să le ofer decât o muzică românească adevărată. Varianta ultima antologie este această formulă de materializare a muzicii în formatul acesta, care este caseta, este preluată de către Electrecord după același tip de casetă care i s-a făcut lui David Oistrakh. Deci este ceva care nu s-a mai făcut la noi în țară, ca să poată să încapă 780 de nestemate folclorice pe care, la propunerea mea, Electrecordul a dedicat aceste creații marelui geniu, marelui compozitor genialul George Ionescu, care s-a inspirat
atât de fructuos, copios, cum să mă exprim, din folclorul tradițional, atât de oraș, mai ales în rapsodii și în alte creații, chiar pe timpuriu, el a învățat să cânte la vioară de la Laie Chiorul, un lăutar la care l-au dat părinții lui la Live, să învețe vioara. Vă imaginați? Și a creat o piesă absolut senzațională, Lăutarul, intitulată, care face să-l pline și ne zdruncină sufletește ori de câte ori o ascultăm în concert. Și acesta este un omagiu pe care am fost de părere să îl adresăm, să îl închinăm memoriei lui George Ionescu. Toate aceste cântece au fost cântate numai la Ateneul Român. De aceea eu nu sunt cunoscut în publicul larg, pentru că nu am putut să apar în public, nici l-aveam alături de cine. Dacă trăia o Maria Tănaste, o Maria Lătă, îmi făcea mare onoare să... Dovadă că vedeți cu ce m-am ocupat, cu ce fel de creații. Dar alături de ceilalți care cântau Codine Bocancii Tăi și alte chestii nenorocire de genul ăsta, ce puteam să fac eu în felul ăsta? Mă huiduiau spectatorii, cred. Nu știu, nu sunt sigur, dar se putea. Și atunci, uitați, aceste afișe de la Ateneul Român, pe care le-am scris cu sângele meu și cu sufletul meu. Adică eu am determinat să se întâmple aceste evenimente, prin toate posibilitățile de care am fost în stare să le dețin și am reușit. Pentru că la un moment dat, în anii 80 ai secolului trecut, când am debutat acest serial, formasem la Sala Mare a Ateneului, acompaniat de mari actori ai Teatrului Național, Irina Răchițeanu Șirianu, Silvia Popovici, Gheorghe Cozorici, Adela Mărculescu și alți mari actori, care recitau în aceste concerte, în preambulul lor, cu glasurile lor pline de noblețe, versul popular. După care urmam eu cu orchestra și cu tot ce, cu aceste nestemate, de la 1540 până în zilele noastre, am făcut asta la Ateneu ca să testez receptivitatea publicului, dar și gustul publicului contemporan, în perioada aceea, pentru că numai după aceea le-am înregistrat în radio și TV, că n-aveam certitudinea că vor sta în picioare, ca să spun așa, ca și creații folclorice. Și toată lumea, toți specialiștii cu care discutasem și pusesem la cale acest proiect, cu Brauner în frunte și cu Alexandru Amzulescu, cu toți ceilalți, mă așteptau cu sfârșitul la gură să văd cum debutez și cum, mă rog, se desfășoară aceste concerte pe parcurs, erau concerte recitate la Ateneu, în două părți, numai eu, solist, și instrumentiști care aveau și partituri de interpretat ca soliști, instrumentiști. Primul meu cântec debutat în radio cu Florea Cioacă, Brauner mi l-a recomandat, cel lăutar să mă acompanieze la început, când am început, Florea Cioacă. Era bolnav de plămân la Spitalul Zerlente, ce du-te la el, vezi, m-a îndemnat profesorul Brauner, vezi ce are nevoie să să-și cumpere, să-și facă, să-și dă să zălătoșești, pentru că ăsta e singur care te poate scoate din încurcătură. Când m-a văzut și am dus și niște înregistrări cu cântece din antologie, a început să plângă. Ce, domnule, că maestru, prima dată mi s-a spus de către un mare maestru, care era acest om, mie un tânăr începător maestre. M-a onorat atât de mult că m-a topit. Și am rămas într-o prietenie cu acest om de neîntipuit. Și cu fiul lui, cu Marin Cioacă, dirijor la ansamblul Doina al Armatei, care a făcut cu mine înregistrări la radio, fără niciun ban, venit cu orchestra, 60-70 de piese am făcut în radio cu el, cu Marin și cu Vioara, foarte talentat. Florea Cioacă mi l-a adus pe Ion Zlotea, marele cobzar, primul mare cobzar al țării noastre, cu care am apărut la Cernacul Flacăra, unde Brauner m-a îndemnat să apar la Păunescu,
ca să cânt aceste minunății. Ponescu fiind sigur aclimatizat, de fapt format, la bârca de Dolj, în Craiova, lângă Craiova, a grăiat foarte mult și m-a prețuit foarte mult și m-a iubit, pe vreau în zic. Ce să vă zic? Vedeți și dumneavoastră. Am vine să plâng când văd oamenii că apreciază aceste nestemate pe care eu le-am adorat, le-am ținut în sufletul meu 30 de ani, că nu aveam unde să le cânt. Nu era loc de ele, pe lângă puzderia de falsificator, de nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, care călcau în picioare sufletul neamului exprimat în aceste minunății de poezie și melodie populară. Acum am reușit pe cont propriu, dându-mi toți banii pe care i-am, n-avem copii și o soția mea, care este o distinsă poetă și profesor, a fost toată viața profesor de franceză și română, de la țară, din comuna greacă de Giurgiu, o femeie foarte frumoasă și foarte talentată, domnul profesor o cunoaște, cu care am putut să conlucrez, nu? Și să concepem această opera mea, până la urmă, pentru dumneavoastră. Așa încât vă mulțumesc încă o dată că ați avut răbdarea. Sper să ne mai putem întâlni ca să mai ascultăm din aceste creații și când vor apărea la televiziunea pe care o conduc, ca președinte director general, Melos TV, să urmăriți programele noastre, o să vă înștiințăm din vreme. Aici este, cum spuneam... Unde s-au vedeți filmările? La Bran. La Bran. La Bran, da. Sus în munți. Am căutat niște locuri mai puțin comune. Adică George Nucă, ce doamne, zice, mergem undeva unde nu știu, că dacă mergeam la Muzeul Satului în București, unde am fost rugat să vin doamna Popov, directoarea, imagini care erau tocite, ca să spun așa, pentru vizual vorbind, pentru publicul, așa, consumator de folclor. Și atunci ne mergem undeva unde n-a fost nimeni. Cu această ocazie am văzut și eu Mănăstirea Ancota, sau mănăstire sus acolo, în munți, la Bran. Ce să vă spun? Era un frig de nemai greu de suportat. Ați văzut că mă străduiam să fiu voinic, dar nu se mai putea vedea că așa. Dar am vrut să fac, pentru că au fost 600 de piese, 622, deci trebuia să începă, la sfârșitul februarie am început, am debutat filmările. Acesta este cu Florea Cioacă la vioară și cu orchestra ta din radio. Ce să vă spun, a fost un drum lung, sunt liniștit în această privință, și mai ales fericit că mă pot arăta în fața dumneavoastră, în fățișa, cu ce am făcut. Că vă place, că nu vă place, că place cuiva sau poate unii nu reage, alții... Este normal să fie așa. Nu-mi imaginez că o să fiu anulat de toată lumea sau nici măcar apelat. Dar am sentimentul că am împlinit un proiect de suflet, și personal, și național. Mulțumim! Mă aștept întrebările! Întrebări pentru doamna Măsăloc, da? Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Cred că ziua de astăzi, și mulțumesc, doamne director, acestui declarație. Doamna Radu? Da, e doamna Radu, Maria Radu. Așa, pe masca ne ascunde. Da. Astăzi sunt aici și îl văd pe domnul profesor universitar Alexandru Mica, este un vis. Pentru că eu acea colecție am procurat-o de la cineva și am, casetă cu casetă, am transformat-o în MP3-uri și mi-am stocat-o în calculatorul meu personal. Am ascultat toate piesele, pentru că acum câțiva ani am început pe drumul acesta al folclorului, iarăși un vis de mic copil. Am făcut nu foarte, foarte mulți pași, așa că nu mi-aș fi dorit. Am ajuns până într-un punct, acolo unde nu credeam.
Dar dragostea de folclor și de întoarcere la izvorul acesta minunat al neamului românesc, al folclorului românesc, cred că m-a făcut să conștientizez mai mult faptul că trebuie să aleg, să culeg, să sortez și să nu merg mai departe în lumea asta comercială nebună care este astăzi. Ceea ce dumneavoastră ați făcut și mai ales că v-ați dedicat o viață aceste colecții, mi se pare dumnezeiesc. Dumnezeiesc și astăzi, ziua de astăzi este asemenea unei zi de liturghie. Vă mulțumim tare mult și eu vă mulțumesc personal și mă bucur din suflet că v-am cunoscut astăzi. Și mi-ar fi plăcut ca fiecare cântec să știu de unde a fost cules, de unde provine. Pentru mine personal, pentru a reprezenta și eu mai departe și pentru a da mai departe și eu generația următoare. Am adus câțiva copii aici pe care de câteva luni am început cu ei și tocmai le spuneam, iată o altă variantă a baletei Chira Chirabina. Noi am făcut chiar aseară o altă variantă care există deja în colegerea noastră de folclor. Da, eu am simțit nevoia aceasta și la mine în întâmpinare. Am un proiect să transcriu melodic toate melodiile acestea și cu indicarea surselor de la care am plecat. Pentru că așa este corect științific și așa îmi doresc. Dar acest înregistrăm a costat 2 miliarde de lei. Acesta a costat 6.000 de dolari. Ce înseamnă? Pe care l-am suportat din buzunar. Pentru că Electrecordul nu are bani, acum e și în insolvență, toată lumea are bani, când e vorba de cultură și de folclor, mai ales. Dar am făcut un efort personal, m-am îmbrăcat mai puțin elegant, deși nu pot să mă plâng, că n-am suferit chiar din cauza asta, fiind și diplomat, trebuia să fiu în formă corespunzătoare, destinatară. Dar, repet, un efort financiar, personal am făcut tot ce se vede, nu mai spun sufletesc și mental și cum vreți să mă astăzi să luați. Și cu renunțări majore la viața personală și la distracții de orice fel. Bine, n-am fost tentat prin fire să îmi pierd timpul nu știu pe unde, cum se întâmplă mai firesc, așa, și am făcut ce vedeți. Asta este ce vă las. Și vă promit că voi veți avea, anul ce vine va apărea, volumul cu 622 de nestemate folclorice poetico-muzicale românești. Mulțumesc! Cu indicarea surselor și așa mai departe. Ca să le puteți lucra cu copiii. Mulțumesc! Mai dorește cineva? Ei! Să fiți sănătoși! Weekend plăcut! Weekend a început frumos cu acest eveniment care trebuie să dureze în suflet cât de război. Doamne ajută pe curând! Cu dragoste!